Despre acest proiect vreau să vă spun în câteva slide-uri și câteva cuvinte. Biblioteca va purta numele Iulia Andreea, pentru că Iulia merge mai departe, alături de noi, de copiii, din Moșteni și de toată comunitatea. Ideea, recunosc că nu a fost una originală, nu a fost neapărat a mea, ci aparține colegii mei, Alexandru Camelia Nicoleta, cu care am muncit împreună pentru a câștiga, într-adevăr am câștigat și l-am dus la capăt, un proiect de granturi pentru dezvoltarea școlilor din mediul rural, cu titlul Școala Centrul Comunitar de Educație și Cultură. De atunci visam la o bibliotecă mai altfel, cu laptopuri, cu fotolii dintre acestea stil pară, în care copiii să stea comod, să răsfoiască ceva pe laptop sau chiar și o carte. Speram noi totuși să readucem cartea la centru, în centrul atenției lor. Proiectul Cartea Sufletului meu a apărut scriptic, aveam în urmă cu 2 ani, și mi-am dorit ca obiective să implic cât mai mult copiii în lucrurile efectiv cu cartea, de la recondiționare cărți, inventariere, fișare și așa mai departe, până la a scrie fiecare carte, să o înregistrăm în format Excel ca să o avem în biblioteca școlii, și discutând despre cărți, despre cum se întreține o carte, cum se înscrie o carte, chiar să identificăm pentru fiecare câte o carte, ce i-ar place lui, ce subiect i-ar place să aibă cartea sufletului lui. De aceea se numește Cartea Sufletului meu. Al patru obiectiv era atragerea de sponsor pentru îmbogățirea fondului de carte și realizarea unei biblioteci moderne deschise întregii comunități, nu doar școli. Câteva din activități din anul 2014-2015, de luate în mare parte mai mult la Moșneni, în biblioteca de atunci. Am făcut activități cu copiii vinerea. Am mers doar pe un grup de 10 elevi din clasa a 7-a, din Dulcești, cu care făceam și scurte lecturi, dezbateri, încercând să-i atrag să vină voluntar la aceste întâlniri. Pe lângă activitățile cu elevii, am făcut activități proprii, prin popularizarea ideii, atragere de donații de carte și identificare sponsori. Avem în imagine câțiva din sponsorii noștri generoși. În 2015-2016 am continuat cu aceiași elevi din clasa a 8-a, dar pe lângă ei am atras și copiii mai mici, pe care aceștia îi învățau deja cum să înscrie documentele în Excel, cum se repară coperta de cărți, cum scriem pe ea codul și așa mai departe. Am făcut seri de lectură, am invitat autori contemporani și avem din cărțile lor aici autorii special din Mangalia, într-adevăr, precum Dora Adina Romanescu, Adina Rozinski, Ana Ardeleanu și mulți alții. Și chiar am făcut desene inspirate din cărțile care i-au impresionat. Și aici am avut ca inspirație lucrarea de gradul 1 a colegiei Șuelu Carden, la care am asistat la prezentare și mi-a plăcut foarte mult cum a lucrat însă cu literatura și desenele paralel. Ca activități proprii am mers în continuare pe identificare sponsor, popularizare proiect, atragere de donații și chiar bugetare mobilier și realizare mobilier. Am făcut prima dată cunoștință cu doamna Movilă la Bookstore-NT, o librărie din Mangalia care se organizează astfel de activități culturale. Am popularizat proiectul și pe Facebook și am atras multe cărți și am mulțumit doamnei Elena Chiriță pentru că ne-a oferit sprijin și intermediere. Astfel, proiectul s-a mutat de la Dulcești la Moșneni. La Dulcești trebuie să recunosc că biblioteca a rămas, are mobilier, tot în cadrul grădiniței. Cărțile sunt aduse, dar a rămas asta de la ceva, pentru că de acolo ne-am mutat aici cu toată ideea de proiect, de bibliotecă, de calculatoare, internet și așa mai departe. Miracolul a fost Asociația Umanitară Iulia Andreea Movilă, care a dorit să ajute această comunitate și atunci ne-am axat pe comunitatea de la Moșneni. A mers mult mai repede, evident. Noi am pus la dispoziție doar sala, am asigurat igienizarea, curățenia, pregătirea fizică a sălii, infrastructura, personalul de serviciu, popularizarea activităților și vom asigura activitățile viitoare. Biblioteca va purta numele Iulia Andreea. Asociația ne-a oferit tot ceea ce vedeți aici, de la idei, jocuri și chiar mai mult decât scrie în contract. Astăzi este ziua Iuliei, de aceea noi spunem la mulți ani și îi spunem că dragostea părintească i-a asigurat nemurirea și că noi o vom revedea în fiecare sâmbet de copil, așa cum vedeți fetița aceea care a primit jucăriile și s-a bucurat foarte mult că s-a jucat cu ele aici în grădiniță. Și acesta nu este un final, pentru că Andreea, o cheamă și Andreea, va fi cinstită luni printr-o petrecere de Sfântul Andrei aici, prilejul care vom deschide biblioteca tuturor, în special copiilor care să se bucure de acest loc de joacă, începând de luni. Ideea este că vom deschide biblioteca tuturor celor care au nevoie de informație de orice gen, nu numai copiilor, dar și părinților și cadrelor didactice și
oricui care dorește să caute un loc de muncă sau altă informație utilă pe internet. Informațiile de agent vor fi interzise pentru că calculatoarele sunt astfel setate încât să nu poată să se intre decât pe site-urile de informații generalizate. Vom continua colectarea de cărți, recondiționarea lor și descoperirea unei cărți de suflet pentru fiecare suflet. Asociația Umanitară Iulia Andreea Movilă din Pecineaga ne oferă sprijinul pentru continuarea programului After School în clădirea centrului de zi și vine în ajutorul copiilor din medii sociale defavorizate cu donații diverse și chiar mai mult pentru doi elevi care provin din familii onorabile și numeroase, se oferă o bursă lunară valoare de 100 de lei. Dar mai multe despre aceste proiecte ne va spune doamna Movilă, pe care îi invit aici în lege. Eu de-aia am scris că de emoțiunea că nu se pot vorbi. În regulă. Eu nu sunt pregătită să vorbesc în fața dumneavoastră, așa că o să vă cer scuze dacă o să și greșesc. Mulțumesc frumos pentru colaborare și pentru tot ce am făcut împreună și facem și biblioteca de la Dulcești, ca să nu rămână vorba dacă acolo a fost prima dată. Mulțumesc, Bianca, pentru că prin voi am ajuns aici. Bianca, Alina și Sheila. Cu ele am discutat prima dată și m-au convins să vin. Mulțumesc din suflet tuturor celor care sunt de față că și-au lăsat treburile, cu siguranță că aveau destule și că ne-au dăruit din timpul lor. Cel mai frumos dar, să dai din timpul tău, e fără valoare. E cel mai mare cadou pe care îl puteți face. Mulțumesc tuturor, mulțumesc familiei că mă suportați și că mă înțelegeți. Asociația Umanitară Iulia Andreea Movilă vine în sprijinul copiilor din medii defavorizate, asta ne dorim, de aceea am și înființat-o. Toți, fiecare dintre noi, suntem nemulțumiți de ce se întâmplă în jur și atunci am înțeles că schimbarea vine în primul rând cu noi. Nu putem să-i cerem celui de lângă noi să se schimbe și să încerce să învingă o mână de ajutor dacă nu o facem noi prima dată. Lucrăm cu copii pentru copii. Voluntarul nostru cel mai mic este Ana Maria Pop. Care să vină în jurul nostru. Sunt prea emoționată să vă mai spun, mi s-a șters tot din creier să vă mai spun și altceva. Despre bursa de studii. Am înființat o bursă de studii care se denumește Studentului Andreea Movilă. Anul trecut am avut 4 bursieri, copii extraordinar de buni. Pe pagina noastră de Facebook, Asociația Umanitară Iulia Andreea Movilă poate aplica oricine pentru burse. În limita fondurilor noastre vom încerca să le suplimentăm în fiecare an. Ne dorim să venim în sprijinul dumneavoastră și vă mulțumim că ne-ați primit în casa și în sufletele dumneavoastră. Noi am câștigat! În numele colegilor mei, ai elevilor și a locuitorilor acestei modeste localități, noi vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc colegilor mei, elevilor și părinților care se implică cu tot sufletul, celor care vor trece frază la aceste biblioteci și celor care vor povesti mai departe. Mulțumesc sponsorilor și donatorilor de carte și de jucării, sunt nominalizator câțiva pe care speram să-i avem aici lângă noi. Galeriu Claudia, Nicoleta Dribuță, Dumitru Cristian, Stămeu Maria Îngănescu, Carmen, Bănăseanu, Adela, Miron, Daniela, Gianu, Lidia, Barbu, Lidia, Fusavu, Ileana, Erceanu, Gabriela, Mungu, Cornel, Bartolomei, Titi și mulți, mulți alții. Mulțumesc voluntarilor precum Alina care s-au implicat, mulțumesc reprezentanților presei care vestiși de îndelesul de popularizare și nu în ultimul rând, domnul primar Nicana Mugur Viorel, domnului viceprimar și consilierilor locali care fac eforturi deosebite pentru a oferi educație de calitate copilor din această localități. Dacă am amins pe cineva, sunt iertat. Emoția, sunt de vină, doar și vină mereu pe emoții. Vă mulțumim mult de tot, vă rugăm să vă bucurați de ceea ce vedeți în jur, să duceți aceste idei mai departe, să rămâneți în continuare alături de noi, ca și noi să putem să continuăm activitățile pe care ne-am propus în această încăpere și nu numai. Și pe hol vă așteaptă un pahar cu suc și un fusec și mai ales pentru copii să bucure ei. Vă așteptăm numai sunt Andrei. Nu mai la Halloween, da? Să bătălim și românești. Exact. Vă mulțumim mult!